Cătălin, tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a aplicat o sancțiune fără precedent unuia dintre ierarhii săi, cei mai importanți și mai vizibili, Teodosie de la Constanța. Sancțiunea se numește dojană sinodală scrisă și este însoțită de o amenințare de suspendare din funcție dacă recidivează. Argumentul este unul complex și trebuie citit ca atare. Teodosie a fost sancționat pentru încălcarea ordinii statutare a bisericii și tulburarea păcii din viața bisericii și a societății prin acte de răzvrătire, indisciplină și presiune publică. Așa sună documentul scris al sinodului. Faptele lui Teodosie sunt cunoscute publicului larg. Arhiepiscopul nu scapă ocazia de a apare la televiziune, de a face mișcări publice spectaculoase chiar la propriu. L-ați văzut sui pe turile de biserici, pe cisterne sau făcând cine știe ce. Declarațiile sale capătă mereu viteză în spațiul public, numai cea de acum câteva zile, vă amintesc, în care spune că bărbații fără barbă sunt ciuntiți, nu sunt întregi. Dar ce este cu adevărat mai important este că înaltul ierarh este la limita legii. Un dosar penal, chiar două, sunt deschise la DNA pe numele lui, într-altul numai ce a fost achitat după o judecată de 4 ani. Îl auzi adoptând mereu poziții conservatoare, cel mai adesea în timpul pandemiei de COVID. Deși este un antivaccinist convins, înaltul prelat este membru al unei Academii a Oamenilor de Știință, unde a și primit venituri de aproape 300.000 de lei. Averea sa este una spectaculoasă. Dincolo de asta, pare că are așa un fir de simpatie pentru Vladimir Putin, pe care îl numește ctitor și spune să-i vedem și această față. Episodul marchează și o luptă pentru putere în Biserica Ortodoxă, Teodosie încercând să-și construiască un drum până la înălțimea funcției de patriarh. Vom explica asta pe parcursul emisiunii. Despre partea cealaltă a războiului știm mai puțin. Patriarhul Daniel nu este prezent des în spațiul public, ba chiar deloc. Nu are declarații controversate și este considerat în interiorul bisericii ca fiind mai curând un european. Cert este că sub conducerea lui, biserica este prosperă și ca și mulți dintre preoții săi. Iar încrederea românilor în instituție rămâne la fel de mare ca până acum. Două treimi dintre noi spun că această instituție este una de încredere. Cum sunt însă oamenii ei? Ei bine, aici, mandatul lui Daniel, mai multe anchete de presă au zguduit spațiul ortodox, inclusiv până la vârful Patriarhiei, acolo unde oamenii apropiați al lui Daniel au apărut într-o anchetă Recorder, făcând combinații cu bani publici, ca să ne exprimăm destul de moale, dacă nu mai mult. În același timp însă, preoți cu har străbat spațiul românesc și încheagă comunități, iar unii fac fapte bune spectaculoase, realmente spectaculoase. Și pentru că toți suntem legați de biserică de la naștere până la moarte, într-un fel sau într-altul, trebuie să vorbim. Așa că vă chem la dezbatere. 0372069599. Sunați-ne din sate, sunați-ne din orașe, 0372069599. Câtă încredere ai azi în Biserica Ortodoxă? Sunt în alții preoți un exemplu pentru comunitate, cum îi vedeți voi? Dar preotul din parohia ta, ce fapte bune și ce fapte rele are, că până la urmă acolo se vede cu adevărat activitatea bisericii. 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la radio, la Europa FM. Prima dată vorbește Sorin. Salutare! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Nu știu cum e la vârful bisericii, nu știu, se vede așa un lux sau, mă rog, foarte mulți bani, se pare că au cei de la vârf. Eu astăzi aș vrea să vorbesc despre cei din jurul meu. Am undeva la, să zic, 3 biserici prin jur. Uh-huh. Iar de curând, de o săptămână, am avut un eveniment în familie. Eu a trebuit să mă ocup. Menționez că nu sunt un tip care trece prea des pe la biserică. Deci sunt mai retras pe partea aceasta. Dar vreau să vă spun că serviciile care au trebuit plătite de către biserică au fost undeva la 3200 de lei.
Adică ți-ați plătit pentru slujba religioasă și ce mai acolo? Da, absolut. 3200 de lei. Am primit bon, sau mă rog, o chitanță de donație pe jumătate din sumă. Mi s-a părut ceva așa extraordinar, adică o sumă 900 de lei în chirierea capelei unde a fost pentru 24 de ore, unde au stat decedat. Mi se par asta în condițiile în care nu ai voie să-l ții acasă și, normal, legea spune că trebuie dus acolo. Adică asta ar fi trebuit să fie un serviciu pe mine gratis, nu... Un serviciu public, spuneți, da. Un serviciu public, sigur că da. Mă rog, ca idee, bisericile, sau mă rog, cimitirul bisericii este teren concesionat de la primărie, n-ar avea voie să vândă locuri sau să, nu știu, hai să zicem așa, o taxă modică anuală. Dar, ok, da, să pun doar un bemol aici. Se primește un ajutor de mormântare, adică sunt niște bani publici care vin pentru cazurile de față, din câte știu eu. Da. Deci okay, de la stat. Se adică... primește, da. Undeva la 7.000, nu l-am primit încă, undeva la 7.200 de lei e, stau în Brașov, în zona. Deci, ca să recapitul... Din ăștia. Așa, spuneți-vă. Din ăștia se plătesc celelalte... coștiuc, mă rog, și tot felul de chestii, inclusiv cum se obișnuiește o pomană făcută. Deci, oricum, este foarte mare suma cerută de de biserică. Mi se pare enormă. Adică 3200 tot ce ați avut de făcut acolo. Ok, da. Numai la biserică. Numai la biserică. Fără celelalte și accesorii. Acum vă întreb omenește. Nu încerc să vă pun într-o situație proastă, că știu că este un moment dificil pentru fiecare dintre noi. Ați plătit 3200 și bonul a venit cu 1600. Ați avut vreo reacție? A fost vreo discuție? V-ați uitat unii la alții? Discuția, cum a fost? Discuția urmează să o am. N-am avut atunci, am vrut să liniștească toată lumea. Discuția o voi avea clar cu, mă rog, preot sau consiliu sau cei care sunt acolo, pentru că am și două cunoștințe în consiliu respectiv. Dar, cam asta am vrut să subliniez. Iar, și încă o chestie foarte importantă, casă nouă cu etaj, mașină nouă, deci dintr-un salariu de preot și nu știu de ce DNA-ul nu se uită un pic și în curtea lor să vadă deci mașini, case, care mi se par un pic, toți cei trei din jurul meu de unde locuiesc, toți au case noi, mașini noi. Și cu asta, nu știu dacă aș vrea să mai spun ceva. Mulțumesc! Da, încrederea în biserică, încrederea din partea mea, nu știu ce înseamnă încredere, nu știu acel studiu de 60% ce înseamnă stat, oraș, categorii de vârste. Adică, nu am mai multe detalii, la nivelul întregii țări, așa, dar încrederea ta cum e? Nu, încrederea mea e zero. Okay. Încrederea mea e zero când îi văd cum se comportă și cum, adică, vorba aia, unii spală rufele în televiziuni și... Am înțeles. Mi se pare un pic deplasată chestia asta. Nu știu, nu ei. Adică... Da. Înțeleg ce spuneți. Mulțumesc, Sorin. Acum, să știți că sunt dosare cu preoți la DNA. Păi ăsta, Teodosie, deci astea de la Teodosie sunt 1, 2, 3, au fost cele plecate din anchetele Recorder, cele plecate din anchetele Să fie lumină, adică acolo unde sunt fapte grave, autoritățile statului au mai intervenit și cred că mai sunt și pedepse. Denisa, salutare! Sunt în alți ierarhi un exemplu? Bună ziua, Cătălin! Și bună ziua, România în direct! Nu știu dacă pot să răspund direct la această întrebare, însă știu că încrederea mea este în scădere. De ce? Nu ne-a părat în biserică, pentru că trebuie să definite probabil două noțiuni, biserica ca și comunitate și biserica ca și biserica ortodoxă română, sau BOR pe scurt. Încrederea mea este scăzută în BOR, nu în biserica ca și comunitate. Uh-huh. De ce? Pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, în ultimii ani, sau referitor la pandemie, BOR nu a avut nicio reacție. Și îmi aduc aminte cu emoție
Da. Cu emoție. În timpul pandemiei, cred că între orele 11 și 1 se dădea voie să se iasă afară, să se meargă la piață. Așa este? Da, să când a fost luna aceea, că noi am avut o lună de zile în care s-a stat acasă. Da. N-am auzit pe nimeni din conducerea Borș. Aveți voie să mergeți de la 10 la 11 la biserică pentru hrana sufletească. Pe mine asta m-a durut. Da. M-a durut. Cred că au mai fost îndemnuri și acum, uite, de exemplu, că spui de pandemie, prea fericitul părinte Daniel a spus public, sigur m-am vaccinat, gata. Adică îndemn mai mare de la Biserica Ortodoxă, ce să te aștepți dacă întâiul său cap spune chestiunea asta? Da, și asta este de discutat. Pe ce criterii a luat BOR de această decizie? Pe ce criterii îndeamnă populația și îndeamnă turma să se vaccineze? Nu spuneai că nu i-ai auzit, că nu discut acum cum au hotărât ei asta. Spuneai că nu i-ai auzit tu spunând lucruri în timpul pandemiei. Uite că au spus. Da, lucruri de genul mergeți și faceți așa precum noi, dar lucruri de genul sunteți liberi să mergeți să luați o hrană sufletească, asta nu i-am auzit. Ok, ok. Pe mine asta m-a durut foarte tare și sunt anumite lucruri, da, care practic se copiază. Biserica Ortodoxă Română nu cred că are o poziție unică, particulară, personală, specifică acestui popor. Cred că încearcă să copieze anumite direcții de la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol. Și apropo de poziția, cele două poziții diferite, da, de aici care se discută sau care s-au discutat la ședința sinodului de curând, de unde aceste direcții? De ce trebuie să copiem pe alții? De ce trebuie să facem o săptămână de rugăciune cu alte confesiuni ca să ne arătăm ce anume? Adică asta v-a deranjat, înțeleg, în ce... Da. Nu sunt nici pro Teodosie, deși probabil că procentual sunt în favoarea domniei sale, dar nu sunt nici pro Marele Alb, pentru că nici de o parte, nici de alta n-aș vrea să mă aflu în conducerea bisericii sau a unei epatii sau a nu aș vrea. E foarte greu de acolo de sus să privești lucrurile în jos. Aha, dar ai sentimentul corect că acolo e un război între... Exact, da. Și părerea mea este că aici, în tabăra lui Teodosie, cineva îl sfătuiește greșit. Apropo de pașii care trebuie urmați în mass media, la imagine și așa mai departe, el ca și om, ca și ierarh, din punctul meu de vedere are niște direcții bune, da, antivaccinist, anti-ecumenism, anti-LGBT și așa mai departe, dar probabil că acțiunile sale sunt implementate greșit. Okay. Vreau să-ți pun o întrebare care vine de la un ascultător pe WhatsApp. Da. Da, era aparent pentru mine, dar sau pentru capii bisericii, dar e bine să răspunzi tu, pentru că ai punctul acesta de vedere conservator. O întrebare pe care aș pune-o bisericii este legată de evoluție și modernism. Întreaga societate se modernizează. Cum vede Biserica Ortodoxă Română să modernizeze proceduri și ritualuri? Și acum te întreb eu, Denisa, după discursul tău public, dacă ai fi de acord cu modernizarea unor proceduri și ritualuri în Biserica Ortodoxă? Este de discutat modernizare proceduri și ritualuri, pentru că biserica, în special biserica, creștinătatea ortodoxă, ea este de 2000 de ani, da? Deci, de când o știm, are niște ritualuri. Ritualurile s-au schimbat, e adevărat. Nu mai sunt aceleași din 2000, nu mai sunt aceleași de acum 2000 de ani, dar dogmele bisericești, credința, tradiția românească, tradiția sfântă ortodoxă,
Învățăturile Sfinților Părinți, asta nu se schimbă. Adică, modernizare, da, uite, de exemplu, aș fi de acord să se vorbească pe limba copiilor noștri Sfânta Scriptură. Nu să se schimbe, repet, cum probabil există unele intenții. Dar modernizare, da, există modernizare. Avem aplicații pe telefon în care putem să ascultăm slujbe, rugăciuni și așa mai departe. Asta este o modernizare cu toată tehnologia. Asta dar, e tehnologizare, mai curând, exact, în abordare. Da, întrebarea mea era, mulțumesc tare mult, Denisa, mulțumesc de ajutor, e bine să înțelegem multe lucruri în care oamenii trec, dar tehnologizarea, folosirea unei tehnologii, nu e întotdeauna modernizare. Societatea și-a luat viteză în foarte multe direcții și, da, pentru foarte multă lume, cred că de acolo vine această întrebare, biserica acționează ca o frână sau nu se adaptează la această modernizare. L-am sunat noi pe Ovidiu Vanghelie, editorul site-ului Să Fie Lumină, specializat în anchete despre funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Salutare, Ovidiu! Salutare, mulțumesc frumos pentru invitație. Ajută-ne să înțelegem cum funcționează mecanismul din fruntea bisericii, care ieri a luat sancțiunea asta împotriva unui înalt ierarh. Iertați-mă că zâmbesc la cuvântul sancțiune. Bun, haideți să ne lămurim puțin ce înseamnă Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română este, dacă vreți, un arhipelag de insule care sunt episcopiile, eparhiile, să mai numesc ele, conduse de episcopi, episcopii care sunt autonome complet, total autonome. Iar oamenii care le conduc sunt aleși pe viață. Și ei gestionează pe viață bunul mers al lucrurilor care țin de credință în teritoriile pe care le stăpânesc din punct de vedere al bisericii, ca să zicem așa, da? Uh-huh. Deci toate trebile bisericești din episcopiile, eparhiile lor sunt gestionate de ei, aleși pe viață, cu putere absolută asupra tuturor oamenilor din cler, în primul rând. Ca să ne înțelegem și mai clar chestia asta, în statutul Beore, care este asumat de statul român prin lege, putem să discutăm și despre asta, ba chiar ar trebui să discutăm și despre asta, în statut revin, scrie așa, că dacă patriarhul, Daniel în cazul ăsta, vrea să ducă să oficieze o slujbă la, nu știu, Oradea, el trebuie să aibă acceptul episcopului locului ca să meargă și să facă o slujbă într-o biserică din eparhia respectivului episcop. Deci atât de mare este autonomia, dacă vrei. Da? Deci acești oameni, cei 55 de episcopi care formează Sfântul Sinod, ei reprezintă de fapt biserica. Și ei practic au putere egale. Patriarhul este doar un alt episcop, este arhiepiscopul de București. Și atunci zici tu că de fapt acolo în războiul ăsta de pedepsire sau nepedepsire a lui Teodosie, asta de fapt nu e o mare sancțiune. Păi hai să vedem ce s-a întâmplat ieri, da? La capătul a probabil 4 ani de poziții publice vecine cu Balamucu, dacă îmi permiteți, din partea acestui domn Teodosie, care sigur are trecutul pe care îl are, turnător la securitate și așa mai departe, la capătul acestor 4 ani revin, sinodul, adică, nu știu, colegii dânsului, da, dacă pot să zic așa, aleg să facă ce? Să-l dojenească, da, deci a avut o dojeană publică, domne, ai zmintit lumea, ai zăpăcit pacea bisericii, așa ceva de genul ăsta. Și a societății. Așa. Și după aia este amenințat cu ceva care nu există. Și revin și explic imediat. Acel consistoriu arhieresc. Biserica are niște... biserica mimează și ia o justiție a ei. De fapt, în zonele astea de jos, dacă pot să zic așa, ale clerului, biserica are ceea ce se numește consistorii, în care sunt trimiși tot felul de oameni care în fiecare episcopie i-au călcat practic strâmb episcopului. Sunt judecați și probabil majoritatea catericiți, dați afară din
profesie, cum ar veni. Pentru acești oameni din sinod, adică pentru episcopi, până în anul 2020 nu a existat un mecanism de tragere la răspundere. Deci revin, ei au putere totală asupra celor din episcopiile lor, sunt aleși pe viață și până în 2020 nu exista un mecanism prin care să fie trași la răspundere pentru momente în care, nu știu, încalcă niște reguli. Iată, da? O dosare penale, de exemplu, sau pot fi condamnați. De exemplu, da. Da. Bun. În acest moment, 2020, apare la nivel de teorie, pur și simplu scris în statutul BOR, despre existența acestui consistoriu arhieresc. Ei se numește, episcopii se mai numește și arhierei. Și atunci consistoriu, tribunalul ăsta bisericesc, se numește consistoriu arhieresc, pentru că e pentru ei. Și acolo se spune că are un fel de, nu știu, instanță de fond și instanță de apel, care se compun din atâtea oameni și mai departe. Numai că, în urmă cu o lună de zile, cam așa, însuși Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, invitat la o emisiune la Euronews, a spus explicit că acest consistoriu arhieresc nu este, citez, operaționalizat. Deci el nu există. Uh-huh. Okay. Practic Teodosie a fost amenințat că ar putea fi judecat cândva de o entitate care astăzi, când vorbim, ea nu există. Bun. După niște reguli, ne mai spune același comunicat, care, din nou, nu sunt publice. Deci noi nu știm dacă va fi judecat pentru ce anume fapte, că noi nu știm cum arată acest, să zicem, cod penal, dacă îmi permiteți, după care ar fi judecat o dosie, în cazul în care s-ar operaționaliza acest consistoriu și în cazul în care ar fi trimis o dosie în fața acestui consistoriu arhieresc. Am o curiozitate. Dacă Teodosie va fi găsit vinovat într-unul din dosarele penale, cred că mai sunt două în momentul ăsta, ce se întâmplă cu cariera lui bisericească, dacă este și condamnat? Habar nu am. Sau răspunsul ăsta este, noi nu știm, e posibil să avem un episcop, încă episcop, în pușcărie, dacă va fi condamnat cu executare, ca să zic așa, în pușcărie. Este foarte plauzibil să avem asta, pentru că, din nou, regulile biserica mimează o formă de organizare din asta, ca să zic așa, de stat, cumva. Mimează că ar avea o justiție a ei, mimează că ar avea niște foruri, niște regulamente, dar noi nu le cunoaștem. Ce știm noi este acel statut care este asumat prin lege de Parlamentul României, și îl găsim în monitor oficial. Ovidiu, atât. Cine, acum ca o concluzie și ultima întrebare pe care ți-o adresez, cine a câștigat ieri, de fapt, în toată povestea asta? Adică cine a fost mai tare, Teodosie sau Daniel? Nu știu, senzația mea este una de mâhnire profundă, pentru că din moment ce nu a câștigat clar poziția anti-Teodosie, care totuși Teodosie a fost mustrat pentru niște lucruri foarte vizibile și foarte foarte aiurea, dacă îmi permiteți acest barbarism. Povestea este că omul ăsta n-a înțeles nimic, sau a înțeles, dar a încercat să-și poziționeze alături de el tot felul de oameni din ăștia antivaccin, putiniști, tot ce e mai rău a făcut acest Teodosie din poziția lui de membru al Sfântului Sinod. Iar faptul că n-a câștigat, pe mine mă mâhnește foarte tare, pentru că înseamnă că sunt foarte mulți colegi de-ai lui, practic asta s-a întâmplat ieri, sunt foarte mulți oameni care se tem de existența acestui ciomag care ar putea să fie acest consistoriu arhieresc și se tem că ar putea să fie folosit împotriva lor mâine sau poi mâine, sau peste 2 ani sau peste 7 ani. Și atunci ei preferă să-l lase pe Teodosie să scape cu tâmpeniile pe care le spune în formă continuată, ca să zic așa, de ani și ani de zile, speriați fiind de posibile consecințe pentru faptele lor. Că s-ar crea un precedent, am înțeles. Exact. Mulțumesc tare mult! El este Ovidiu Vanghele, citiți-l cu încredere pe anchetele Să fie lumină.
Și dacă nu faceți legătura, este jurnalistul căruia societatea românească îi datorează anchetele privind azilele groazei făcute de aceeași echipă. Mulțumesc încă o dată, Ovidiu Vanghele. Ne întoarcem la dezbatere. 0372069599. Daniel, mai ești acolo? Salutare! Doamne ajută! Doamne ajută! Salutare, Daniel! Atunci le spun la mulți ani toate doamnele și domnișoarele astăzi, 1 martie. Le spunem și azi, și de 8 martie, așa e. Da. Și eu sunt paracristian într-un oraș din vestul țării, de sunt în sistem, să zic așa. Uh-huh. Și sunt și umbător pe Sfântul Munte Athos. Și aici am niște divergențe cu un alt asfințitul Teodosie, care face niște afirmații care dânsul le considerează, dar care nu sunt adevărate. De exemplu, a făcut o afirmație publică în care a spus că fructele de mare și icrele nu se pot mânca în post, deoarece sunt de dulce, cum se zice. Da, tot Sfântul Munte, fructele de mare și icrele se mănâncă în post, iar acolo tot timpul sunt în post, când este dezlegare la roi și la vin. Deci dacă cei părinții din Sfântul Munte nu știu cum să țină postul, atunci nu știu ce să zic, știe medic. Am înțeles, dar ok. Da, asta e declarația cea mai mică. La asta cu bărbații cu barbă, cum te raportezi? Eu am o barbă de vreo 20 cm. Ah, da, bine, deci tu ai scăpat, ești bărbat. Am de pe Sfântul Munte Athos, mi-am lăsat-o. Ești bărbat întreg atunci, conform... Da, dar restul colegilor mei care n-au barbă, cum sunt? Sunt ok? Deci, bine, aici am mai șocat rata simțitul și cu fumatul, și cu femeile care... Dacă sunt perioada lor, n-au voie să meargă să facă, pe când în alte zone poate să meargă femeie la biserică, n-au voie să sărute icoanele, să se împărtășească între voi, dar nu că n-au voie să vină la biserică. Cum dar să vedem noi? Tu ești om de biserică, Daniel. Cum să-l vedem noi pe acest înalt ierarh, cel mai vizibil din întreaga biserică ortodoxă română? Deci asta e problema, că se vrea să fie cel mai vizibil. Și de ce? Și de tevatura asta toată cu Mitropolia Tomisului. Mitropolia Tomisului a fost înființată undeva în anul 303 de un călugăr evanghelicus roman, de episcop roman, și se consideră că este cea mai veche de pe teritoriul României. În timp ce Mitropolia Rădăuților, care a fost prima, s-a înființat undeva prin 1386 și a fost recunoscută de Constantinopol în 1401 și a fost condusă de Iosif Matei, parcă. Ok. Și ce ne zice asta? În regulamentul BOR-ului se pare că este o reglementare care spune că patriarhul îl dă cea mai veche mitropolie din țară. Și aici cred că este miza unde vrea să ajungă. Dacă se reînființează Mitropolia Tomisului, automat se știe că a fost înființată cu 1000 și de ani înainte de Moldova și atunci de acolo cine poate să meargă ca patriarh? Ar deveni arhiepiscopul. Foarte interesantă explicație, Daniel. Deci asta este miza acestui război. Ce fel de patriarh ar fi... Ce fel de patriarh ar fi Teodosie dacă va câștiga? Și bun și rău. Odată probabil că ar păsta mai departe tradiția bisericii ortodoxe față de cei care vor să o modernizeze, care probabil vor să ajungă și să facă cununii între oameni de același sex în biserici, cum din păcate a fost acedat Grecia și a recunoscut cununia la sfat, la primărie, deci nu în biserică să o recunoască, ca și să se poată căsători, nu doar partenerea civil. Ok, ok, deci pentru că învățăturile, tocmai asta se bazează canoanele și dogmatica bisericii, pe învățăturile sfinților, marilor sfinți ai... Asta e partea bună. Și partea rea, care ar fi? Partea rea, pentru că aduce multă lume pe o cale greșită, că prea conservată, deci a fanatismului, să zic așa, și a schimba poate unele canoane care mai sunt și chestii mai moderne. Deci s-au băgat în biserică, s-au băgat stații de amplificare, sunt care dau pe Facebook, pe YouTube, dau slujbele și ajută credincioșii în timpul pandemiei, ajută foarte mult, care dacă nu au putut merge la biserică, că BOR nu s-a luptat deloc ca să împiedice chestia asta, s-a putut face consiliul al PNL de 5.000 de persoane, dar la biserici n-a fost voie să facă alte întâlniri. Am înțeles, dar fii atent. Am înțeles, deci ar duce spre fanatism. Mai răspundem la o întrebare, care e delicată.
Acest arhiepiscop este unul dintre capii bisericești bogați. Așa arată în comparație cu restul românilor. Adică numai între 2000... Român tot ca și monah, care spune să nu ai avere, castitate și să sărăcie să fie. Și ascultare față de ierarhul tău superior. Adică față de... Și atunci, cum ți explici că dumnealui, de exemplu, are venituri de 4,5 milioane de lei între 2011 și 2023? Proprietăți multe, pădure, pășune, mii de metri, zeci de mii de metri. Sunt pe numele lui propriu personal sau pe numele arhiepiscopiei? Păi pe al lui înțeleg, pentru că are 17 conturi bancare și proprietăți imobiliare în Prahova și Suceava. Și un salariu lunar la arhiepiscopia Tomisului de 5.000 de euro. Da. Asta va răspunde el în fața lui Dumnezeu. Ok, am înțeles. Mulțumesc tare mult, dar e bine de știut. La noi în provincie, la Megidia, în Constanța, acum 25 de ani era o singură biserică și parcă eram mai buni, mai uniți. Acum, dacă nu greșesc, sunt 10 biserici în oraș și suntem mai răi și dezbinați ca niciodată. La mine în cartier, preotul care și-a tras biserică de lemn în stil bucovinean, el tot de prin zona Bucovinei fiind, a cam făcut-o pe persoană fizică sau SRL de familie, dacă îmi permiteți. Fiul preot, ginerele preot, toți la aceeași biserică. Cineva pe Facebook ne spune: încă o emisiune pentru denigrarea bisericii ortodoxe. Hai, cum? Dar eu aud mereu chestiunea asta la oamenii care sunt mai conservatori sau care sunt mai apropiați de biserică. De câte ori discută cineva o problemă, domnule, se denigrează. Ce Dumnezeu s-a denigrat în toată povestea asta? Sau numai discuția în sine denigrează? Ar trebui să fie așa, o liniște și o pace, nu? Dacă ar trebui să fie o liniște și o pace, rugați-l pe prea înaltul Teodosie să nu se mai suie pe cisterne. Vedeți că de acolo începe, cum să zic, zarba. De când se suie pe cisternă și îl vede toată țara? Octavian, salutare! Vă salut! Respect! Să mă iertați! Am puține emoții pentru prima dată în direct. Într-adevăr, nu înțelegem de ce n-ar prea simțit-o prea cu atât ardoare să fie transformată arhiepiscopia în mitropolie, poate doar, cum spunea și antevorbitorul, fiind apoi cea mai veche, să meargă din Constanța, nu de la Iași, cum e tradiția, patriarhul, dar momentan e primul după mitropoliți, fiind cea mai veche arhiepiscopie, ar fi poate doar adresarea, nu un alt preasfinția voastră, ci de fapt aceeași ar fi, dacă ar fi mitropolit. Da, că un om își dorește puterea, nu mă miră și nici nu mă îngrijorează. Sunt oameni, ca să ajungi la putere, trebuie să o vrei. Dar te întreb așa, este un bun exemplu pentru comunitatea acest înalt ierarh? În cazul ăsta e adevărat că părerea mea personală produce tulburare și treaba asta nu-i bună. Nu cred că e un exemplu. Într-adevăr, are foarte multe părți rele pe care și media le scoate în evidență, dar aș vrea să punctez și faptul că poate prea puțină lume știe cât de mult slujește în Preasfințitul. Nu știu care dintre ierarhii noștri, adică dintre episcopi, slujește atât cât slujește în altul de la Constanța. Ce înseamnă asta? Adică ce? Adică slujește Sfânta Liturghie. Cred că aproape în fiecare zi transmite live din Constanța, din alte locuri unde slujește. Azi e la liturghie în Constanța, mâine în Tulcea, sau zile la rând în Constanța, în tot județul. Seara e la vecernie într-un sat, nu știu unde, din câte am văzut, nu vreau să greșesc. Și asta spune multe despre dragostea lui față de biserică. De adevăr, că pe cealaltă parte e trist că, na, oamenii se smintesc. Dar patriarhul Daniel Octavian este un bun exemplu? Din punctul meu de vedere, este un bun exemplu. Poate că are și părțile rele, cum a spus dumneavoastră la început, cu investigația Recorder, dar acolo e mult de discutat. E un foarte bun manager, Catedrala Mântuirii nu s-ar fi poate început dacă nu era el. Nu s-ar fi început, nici nu s-ar fi terminat fără prietenii lui politici, să spunem asta. N-a trecut ieri domnul Ciolacu pe acolo? E, nu că știu cum să nu știu, dar știi și tu la fel de bine ca și mine. Deci catedrala este făcută
cu foarte mulți bani publici, ca să nu zic că cei mai mulți bani publici, adică de la adevărat. Știți, de la doamna Firea, doamna Firea îi dădea 10 milioane de euro, cred că erau pe an, nu? Adică, de exemplu, de la București. Da, s-a făcut, până la urmă, sau mă rog, cât s-a făcut, că e pe jumate făcută. Mai trebuie și, da, mai trebuie și vopsită. Dar încotro trebuie să se îndrepte biserica asta? Înspre Daniel sau înspre Teodosie? Păi, aici eu sunt prea mic să dau un răspuns. Dă-l după sufletul tău. Pot, după sufletul meu, ar fi să fim, știți, înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Să luăm partea bună a lui Daniel, să fim buni manageri, să facem și să... gura mică, ciocomic și să facem, să nu bate mult din gură și din punctul ăsta de vedere duhovnicesc, să fim ca Teodosie, care slujește mult și pentru cine îl caută și îl urmărește, știe că el face mult pe partea asta, pe latura asta. Da. Mulțumesc tare mult. Tibi pe YouTube spune așa, normal, întrebarea ar trebui să fie așa: instituția BOR are următoarele responsabilități. Aveți încredere că și le îndeplinește? Păi asta v-am și întrebat. Dacă prin preoții săi își îndeplinește aceste îndatoriri? Iată un mesaj direct din clerul Arhiepiscopiei Tomisului, unde am făcut parte o lungă perioadă, ne scrie ascultătorul nostru. La fel cum a spus și doamna respectivă mai devreme, Teodosie este sfătuit prost. Mulți nu știu însă, lui Teodosie îi se bagă în cap tot felul de dubioși, faptul că Patriarhia are ceva personal cu el. Îi se bagă în cap de tot felul de dubioși că Patriarhia are ceva personal cu el. De mult îi se tot bagă în cap această idee. El duce o luptă imaginară cu Patriarhia de foarte multă vreme și trăiește cu o frică imaginară non-stop, crede că Patriarhia îi trimite spioni ca să-i plănuiască debarcarea și așa mai departe. Faptul că Vasile Bănescu a fost pus la zid doar pentru niște păreri personale postate pe contul personal de Facebook, dar nimeni nu a luat în vizor jignirile și lorile în batjocuri ale lui Teodosie pentru Bănescu postate direct pe paginile oficiale ale instituției, arată câtă frică este lui Daniel de Teodosie. Ok, observație. Uite că sunt o grămadă de oameni care știu cum funcționează sistemul ăsta. Anca, salutare, ești la România în direct. Își îndeplinește BOR atribuțiile, așa cum spunea Tibi? Nu. Nu. Niciun caz. Eu am locuit în Norvegia 25 de ani. Am schimbat religia, m-am căsătorit cu un norvegian, am și o fetiță, am avut o fetiță, deci am botezat o fetiță în biserica norvegiană, am îngropat copilul meu în biserica norvegiană și pe soțul meu. Eu nu am plătit nimic. Singurul lucru pe care l-am plătit au fost locurile de veci. În Norvegia nu există un preot care să vină să ceară bani. Eu, părerea mea, când cumpărați asta, pot să vă spun că în România, instituția bisericească produce o fraudă fiscală inimaginabilă și probabil pentru că este o instituție protejată de statul român. În Norvegia, de exemplu, s-au despărțit statul și biserica de foarte mulți zeci de ani, dacă nu cumva 100 de ani, unde biserica este sponsorizat de stat, primește niște bani de la stat, dar nu există, ce să zic, pentru mine biserica din România nu este un exemplu. Atitudinea preoților și Teodosie a fost poate primul pe care l-am văzut la televizor după ce m-am întors din Norvegia acum 5 ani. Atitudinea lui este atât de sfidătoare față de noi oamenii de rând. Și totuși ei iau bani de la acești oameni. Da. Și mai mult decât atât, biserica ia și fonduri publice și are o acțiune continuă de a intra în colaborare și mai mult de a controla colaborarea cu statul român. Biserica Ortodoxă Română a forțat limitele predării religiei în școli și complet, aș zice, împotriva principiilor după care ar trebui să funcționeze o societate laică, controlează profesorii sau numirea profesorilor care predau religie. Este ceva ce statul român n-ar fi trebuit să accepte absolut niciodată. Este foarte grav, domnul. Eu vă spun că în Norvegia, eu am lucrat în învățământ la liceu, dar după ce a murit fetița mea, am fost la ciclu 2, cât o perioadă,
Și vă spun că și în Norvegia există istoria religiilor, în care elevii învață despre toate religiile din lume, dar nu se învață salme, nu se învață, deci asta este elevul alege dacă el vrea să creadă în biserică, dacă el este umanist. Umaniștii în Norvegia, nu știu dacă sunt în... Rămâi un pic cu mine, iau un minut de publicitate și mă întorc. România în direct la Europa FM. Cătălin Striblea la Europa FM. V-am întrebat astăzi dacă prelații noștri, preoții noștri sunt un exemplu pentru comunitate. Anca, întoarsă din Norvegia, spune că nici pe departe. Când în Norvegia, preoții chiar erau exemplu. Da, deci faptul că vezi preoți care se îmbogățesc pe banii enoriașilor, să zic așa, că sigur sunt foarte mulți care poate își dau ultimii bani unui preot, mă surprinde, nu ai cum să ceri bani de la, că oamenii probabil de la țară mai merg așa, mai dau bani, nu-mi dau seama cine, dar sunt foarte sfidători în România, nu ții tu în mormântare, nu vii la timp la un mormântare în România, tu ceri bani la un mormântare, nu se poate, ei deja au subvenții de la stat și banii ăștia sunt bani la negru. Asta este fraudă fiscală, da? Statul nu-i controlează. Cunosc un preot aici, în împrejurime, are 4-5 mașini, să ne fie cu iertare. De unde banii ăștia? Că un salar ai, da? Asta nu este... Deci, după părerea mea, rolul preotului nu este în România ce ar trebui să fie, să citească din Biblie, să interpreteze credința asta. Bine, atunci îți pun întrebarea, îți înțeleg punctul de vedere și l-ascult, la fel cum l-am ascultat și pe celor al conservatorilor. Dar Vlad pe WhatsApp întreabă așa, oare avem atâta nevoie de biserică în timpurile astea? Oare biserica nu ne aduce mai multe probleme decât beneficii? Întreabă ascultătorul nostru. Ce îi zice Anca? Eu cred că biserica așa cum funcționează astăzi în România este o iluzie și poate că de-aia mă simt atât de provocată de biserica, pentru că preoții nu sunt interesați să aline durerea enoriașilor. Ei sunt interesați să câștige bani. Astăzi preoții sunt un fel de businessmen care se îmbogățesc pur și simplu. Și nu cum îți explici totuși că două treimi din populație păstrează încrederea în instituție? Eu cred că multora le e frică de biserică, multora le e frică că poate cunoaște și nu-i îngroapă și nu-i botează și nu-i cunună, pentru că în România sunt foarte mulți oameni conservativi. Dar eu cred că dacă statul nu intervine să pună o linie, un oameni bun, nu se poate, biserica are subvenții de la stat, nu puteți să cereți bani pentru orice. Până și locurile astea de vești din România, se face business cu ele. Sunt șocată.
Vă jur, eu mi-am îngropat soțul și fetița fără să am niciun loc de veci. Noi n-am niciodată bani la biserică. S-a întâmplat așa. Imediat am cumpărat loc, l-am plătit pentru 20 de ani. Atât. Nu există altceva. Noi nu, eu nu plătesc niciun fel de impozit la biserică sau subsidiu sau nimic. Nici o taxă, nimic. Statul le dă bani, din asta se descurcă. Mulțumesc mult că ți-ai luat inima în dint și că ai sunat. Și îmi pare rău pentru suferința ta. Sper să treci cu bine. Marian spune pe WhatsApp, unii preoți călugări sunt de respectat, dar BUR în totalitatea sa nu reprezintă pentru mine ancora spirituală de care să mă agăț. Sunt un ortodox nepracticant, merg la biserică de Paște, Crăciun, mormântări, nunți, botezuri. Recunoaște BUR că în România există mai mulți creștini ortodoxi nepracticanți decât ortodoxi practicanți? Bănuiesc că știe, nu trebuie să recunoască, nu? Că nu sunt tot timpul toate orașele la biserică sau toți cetățenii. Multe mesaje de genul, spiritul creștin ortodox este fundamental pentru neamul românesc. Așa am supraviețuit ca nație, așa vom exista mereu. Absolut, n-are nimeni împotriva acestui lucru. Dar trebuie explicată și chestiunea pe care Anca a ridicat-o. Imediat o să vorbim cu Cristian Pantazi de la G4 Media, care ne spune culisele ședinței de ieri, dar l-aveam pe Marian aici pe fir de câteva minute. Salutare, Marian, bine ai venit! Bună ziua, bun găsit tuturor! Doamne, sunt atâtea de multe de spus. Păi uite, răspunde la întrebarea asta pusă de Vlad. Oare avem atâta nevoie de biserică în timpurile astea? Întotdeauna avem nevoie de biserică și întotdeauna avem nevoie de Dumnezeu. Ați avut o întrebare mai înainte pentru un interlocuitor. Unde trebuie să se îndrepte biserica? Către Teodosie sau către Patriarhul României? Și ce zici? Răspunsul este către Dumnezeu, nu către unul și altul. Este niște oameni care sunt acolo cu voia lui Dumnezeu și... Da, e adevărat. Pe mine mă reprezintă Biserica Ortodoxă, dar biserica în sine, ca și adunare pentru Dumnezeu, nu biserica neapărat condusă de către unul sau altul. Ok. Mă deranjează și pe mine opulența cu care se arată atât la televizor, cât în orașe, cât în sate, unii preoți, unii episcopi, unele persoane. Bun, aici eu cred că sunt instituții ale statului, biserica este o instituție a statului, în care noi nu credem în biserică sau în instituția statului, credem în Dumnezeu. Da, nu e o instituție a statului. Statul român nu cuprinde și biserica. Statul român este laic. E o instituție de interes public, da, cu mare influență și foarte importantă pentru societate și ajutată cu fonduri publice și cu o scutire de impozite. Da, găsim aceste lucruri de care ne legăm, că biserica primește bani de la stat, că primește bani din banul public. Da, este adevărat, dar pentru asta sunt instituții care trebuie să își facă treaba. Da, eu nu m-aș lua de bani. Dar putem găsi, vă rog să mă iertați, putem găsi foarte mulți preoți din ziua de astăzi, din vremea noastră în care trăim noi, chiar din perioada pandemiei, chiar din zilele noastre, care ajută foarte mulți copii, foarte multe familii, femei... care sunt singure, familiile monoparentale sunt foarte multe ajutați de către Biserica Ortodoxă. Absolut, sunt preoți remarcabili. Sunt preoți remarcabili, am vorbit despre ei, am vorbit cu ei, le-am prezentat activitatea. Îl salut pe părintele Damaschin de la Iași, care face niște lucruri absolut remarcabile pentru zeci de mii de copii. Și atunci noi stăm și ne uităm la în altul Teodosie, care... Părerea mea că nu ești când faci asta. Acum, știți cum e? E ca reclamă cu câte foame nu ești tu. Părintele Damaschin. Părintele Damaschin aleargă zi de zi și își rupe pingelele ca să facă așezăminte pentru oameni nevoiași. Și l-am văzut în toată acțiunea sa și pătrunde greu la televizor. Pe când părintele Teodosie, suindu-se pe cisternă, ajunge în conștiințele tuturor. Pentru că trăim în lumea în care omul vrea să vadă ceva deosebit. Și atunci, noi oamenii, reporterii sau toate celelalte, îi arătăm și pe relația asta de socializare, okay, pe rețelele de socializare. Dar acest om, care... Marian, acest om ar putea să fie, într-o anumită conjunctură, ar putea să fie patriarhul nostru. Haide să ne adunăm. Da, este posibil, dar...
știți ce, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și atunci eu cred că o să ne ferească Dumnezeu de treaba asta. Haideți să ne aducem aminte, în perioada comunistă era prefericitul Justinian, da, care atunci, în vremurile respective, era numit Împăratul Roșu. Toată lumea spunea că ține cu comuniștii, că este de-a lor. E, uitați-vă că o ținut atât mari de oameni care nu au fost atât mari de preoți, pe care le-au făcut un statut, le-au făcut statutul Beore, este făcut din vremea lui. O încercat să-și țină preoții și o ridicat biserica și o ținut biserica sus, ca oamenii să aibă unde să se ducă. Și atunci, haideți, dragilor, să nu mai mergem la biserică pentru părintele care ne ia bani. Să mergem la biserică pentru Dumnezeu și atunci, pe părintele la care ne ia bani, noi cu credința noastră să-l schimbăm. Tare încercare, aș întreba. Nu, te-am ascultat, dar vreau să zic, tare încercare. Dacă tu crezi că o să-l schimbi cu credință pe preotul care ia bani, poate la următoarea generație. E posibil, nu contest. Dar Eu personal să știți că am cunoscut preoți din toate taberele de care vorbiți dumneavoastră. Atât așa, cei care beau, atât cei care fură, atât cei care sunt cu toate păcatele de pe lumea asta. Dar pe lângă aceștia am cunoscut foarte mulți care au venit la mine acasă fără să știe cine am fost, de unde sunt. Mi-au făcut o slujbă de rugăciune sau ce mi-au făcut și nu mi-au cerut bani. Așa este. Dacă așa am vrut să le dau, le-am dat, dacă nu am avut și dacă nu am putut, ei au făcut. Eu sunt unul dintre oameni care, prin biserică și cu ajutorul rugăciunilor unor preoți, am scăpat de boala alcoolism. Cu ajutorul lor. Mă bucur și să aud asta. N-am decât să le mulțumesc tuturor celor care sunt. Acum, pădure fără uscături, nicăieri nu este. Îți dau dreptate. Mulțumesc tare mult. Sunt curios însă dacă imaginea generală a Bisericii Ortodoxe de pădure fără uscături, adică dacă se situează în vorba asta, da, domnule, lucrurile merg bine și sunt acolo câțiva, sau dimpotrivă. L-am sunat noi pe Cristian Pantazi, editorul site-ului G4 Media. Salutare, Cristi! Salutare, bună ziua tuturor! Ai scris despre și ai cules informații despre culisele ședinței în care Teodosie a primit avertisment de la conducerea BOR. Ai descrie ca un război între două entități toată povestea asta de ieri? Nu e un război, aș spune mai degrabă o luptă care se duce de mai multă vreme în interiorul Bisericii Ortodoxe Române și nu a zice între două entități, cred că mai corect ar fi între două curente, care nu se manifestă doar în Biserica Ortodoxă Română, ele se manifestă, dacă vrei, și la nivelul Bisericii Ortodoxe Grecești și în Biserica Ortodoxă din Republica Moldova și în alte biserici ortodoxe. E vorba de cele două curente mari, un curent despre care putem spune că e reprezentat de Patriarhul Daniel, un curent mai degrabă deschis spre ecumenism, spre colaborarea cu alte confesiuni, cu alte religii, un curent care este deschis spre valorile occidentale, pe scurt, și un curent pe care l-aș numi ultraconservator sau ultra-tradiționalist, cel care se opune oricărei schimbări în biserică și care e reprezentat de Teodosie. Între aceste două facțiuni, curente de gândire, spune-le cum vrei tu, se duce această luptă în interiorul Bisericii Ortodoxe Române și din cauza încleștării apar aceste tensiuni. În plus, în cazul Bisericii Ortodoxe Române, mai este și ambiția personală a înalt preasfințitului Teodosie, care își dorește reînființarea mitropoliei Tomisului, iar miza personală a lui în acest caz este plasarea pe o treaptă superioară în ierarhia bisericii, ar trece de la arhiepiscop la mitropolit, ceea ce l-ar plasa într-o poziție foarte bună pentru o viitoare candidatură la postul de patriarh în cazul în care acesta s-ar elibera. Deci cam acesta e tabloul din Biserica Ortodoxă Română la acest moment. Și ședința de ieri, cui a dat mai multă putere? Cum ai spune? Au fost acolo peste 50 de oameni. Cine a câștigat, de fapt, în toată încleștarea asta? Care dintre curente? Mi-e foarte greu să spun cine a câștigat. E clar că a fost un moment
cheie, un moment definitoriu, dar nu cred că a pus capăt nici măcar temporar acestei tensiuni între cele două curente, pentru că, din informațiile mele, Patriarhul Daniel și mai mulți în alți ierarhi din Biserica Ortodoxă ar fi vrut să nu escaladeze disputa cu Teodosie și ar fi dorit ca Teodosie să își prezinte într-un fel scuze, să arate că a înțeles ce a greșit, insistând atât de mult pentru înființarea acestei mitropolii, respinsă deja încă din 2003 de conducerea Bisericii Ortodoxe. Acest lucru nu s-a întâmplat însă și atunci, pentru a-și păstra ascendentul moral, Patriarhul Daniel a fost obligat să pună pe ordinea de zi a ședinței Sfântului Sinod de ieri o recomandare din partea unei comisii interne a Bisericii, care spunea că în al preasfințitul Teodosie trebuie să primească acest avertisment. El are un nume specific, o denumire specifică, mustrare, dojană, în terminologia bisericească, și care este practic primul pas și e fără precedent în ultimele decenii ca un înalt ierarh să primească o astfel de sancțiune. Ea este doar primul pas în cazul în care în al preasfințitul Teodosie escaladează aceste tensiuni. Te rog. Dar în ședință cum a fost? I s-a cerut în acea ședință să își prezinte scuzele? El a refuzat? Ce a zis? Nu am aceste detalii. Din nefericire pentru noi ziariștii, ședințele Bisericii Ortodoxe Române nu sunt la fel de deschise urechilor indiscrete ale preței, așa cum sunt ședințele de partid, de exemplu, unde aflăm mult mai rapid ceea ce se întâmplă. Biserica Ortodoxă Română e o instituție mai degrabă ermetică, destul de puțin deschisă dialogului cu publicul, cu presa, din păcate. Cred că e o strategie greșită, eronată. De altfel, dacă vă uitați, Patriarhul Daniel nu cred că a dat niciun interviu în ultimii 15 ani. Sigur, seamănă foarte mult cu președintele Klaus Iohannis, care n-a mai dat interviu de vreo 7 ani și el e ales de public, de votanți. Da. Mă întorc la ședința Sfântului Sinod. Nu am toate aceste detalii, știu însă că acest avertisment, care a fost făcut și public printr-un comunicat de presă, a fost o soluție la lipsa de reacție, la lipsa de asumare a lui Teodosie în chestiunea înființării mitropoliei Tomisului. Ultima chestiune, un detaliu pe care voi la G4 l-ați remarcat foarte bine în seria de articole despre ședința de ieri. Tot ieri, Patriarhul Daniel și-a construit un mecanism de verificare a banilor din diverse mitropolii, eparhii și așa mai departe. Și a făcut un instrument nou cu care vede diverse finanțe, înțeleg. Așa este. E vorba de un corp de control, chiar așa se numește, așa cum există corp de control al primului ministru, corp de control al miniștrilor. Patriarhul Daniel are acest instrument și Sfântul Sinod a întărit rolul pe care l-are acest instrument, întărind astfel puterea pe care o are Patriarhul Daniel de a controla ce fac ceilalți înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române cu banii. Pentru că aceasta e o problemă, e elefantul din camera Sfântului Sinod, modul în care șefii, ierarhii din Biserica Ortodoxă Română gestionează banii, și aici vorbim de bani strânși de Biserica Ortodoxă prin sursele ei proprii, și bani veniți de la bugetul de stat. Auzeam mai devreme cum discutai cu ascultătorii tăi despre faptul că statul român sprijină cu fonduri Biserica Ortodoxă Română. Așa e. Iar această problemă începe să fie critică pentru Biserica Ortodoxă. Tot mai mulți oameni sunt atenți la modul în care biserica, preoții, ierarhii cheltuiesc acești bani, modul în care se afișează în public unii dintre ei într-un stil inacceptabil pentru cetățenii de rând, cu mașini luxoase, cu haine, veșminte care îți iau ochii, construind biserici și unde e nevoie, dar uneori și unde e nevoie și așa mai departe. Ori lucrul ăsta, acest lux
această opulență uneori duce la pierderea credibilității instituției, duce la pierderea numărului de, la scăderea numărului de credincioși, de enoriași, mai bine spus, duce la scăderea celor care merg la biserică, care au încredere în preoți, și duce la îngroșarea rândurilor credincioșilor care trec la alte confesiuni. Asta s-a văzut și la, la ultimul recensământ. Și sunt convins că Patriarhul Daniel știe lucrurile astea, are datele pe masă și va folosi acest instrument pentru a regla unele dintre derapajele unor ierarhi, dar e foarte posibil, pentru că vorbim până la urmă de un instrument politic și de o instituție care funcționează după unele reguli ale politicii, e posibil ca Patriarhul Daniel să-l folosească inclusiv ca instrument de putere în jocurile de putere din interiorul instituției. Cristian Pantazi, îl citit zilnic pe G4 Media. Mulțumesc tare mult pentru detaliile acestei ședințe de la BOR. Păi dacă începe o analiză din asta, poate să înceapă cu mașina aceea în care a plecat părintele Teodosie. Bă, spectaculoasă mașină. Mi-am dorit și eu una din aia toată viața, dar n-am. Yes, nu. Acolo e alt nivel. E level... să ridic așa nivelurile înalt de tot. 0372069599. Alexandru, salutare. Încredere sau nu? Vă salut. Da, eu am încredere în biserică. Am încredere că vor putea să facă, vor putea să discearnă așa cum trebuie în această situație care are o anvergură nouă, respectiv cea Sfântului Teodosie, asupra căreia legislația nu s-a pronunțat. La ce ne referim? La dosarul, dosarele penale sau la ce ne referim? Dosarele penale sunt încă în desfășurare. Biserica ortodoxă însă nu s-a substituit aici cezarului, adică nu s-a substituit lucrurilor lumești și mi se pare că învață, încearcă să se pună la punct din, din punct de vedere al modului în care gestionează intern abaterile disciplinare ale unor preoți. Și ți se pare, ok, ți se pare că a reușit? Pentru că aici Teodosie a fost judecat pentru chestiunea legată de mitropolie, și poate pentru multă lume a rămas așa, în coadă de pește. Mi se pare că încearcă. Mi se pare că m-aș pripi în momentul de față să emit judecăți și să sar pe biserică. Din apropierea pe care eu am avut-o față de biserică și pe care o am, nu sunt habotnic, sunt un om din lume, trăiesc în București, am un job, nu sunt cu nimic special, nu vorbesc ca un om care vede numai binele în biserică și atât. Nu. Dar mie mi se pare că biserica are nevoie de puțină încredere și vă spun că la un moment dat într-o biserică pe care o frecventez, îmi place acel loc, era o perioadă în care Părintele Daniel, Patriarhul Daniel, nu era foarte bine văzut, nici el. Era luat de vizorul presei, oamenii nu erau de acord cu el, inclusiv figura lui era un subiect. Oamenii considerau că nu arată așa cum trebuie, nu are o față mieroasă, o față, o figură blândă, așa cum oamenii s-ar fi așteptat de la un patriarh. Și inclusiv ăsta era subiect de discuție. Și la un moment dat o maică de la acea biserică mi-a spus niște cuvinte foarte simple, dar care cumva, nu știu să vă spun cum, au rămas alături de mine și tot timpul m-am gândit la chestia asta în momentul în care am încercat să emit anumite judecăți cu privire la patriar. Spune-ne și nouă. A spus așa. Nu vreau, s-ar putea să nu vă surprind, dar ce a spus a fost așa. Să știi, Alexandru, că nu este ușor în vremurile astea ale bisericii noastre să fii patriarh. Pe mine m-a făcut să mă gândesc la ceva ce nu m-am gândit. La cum este poziția patriarhului
în acest context pe care biserica noastră îl traversează. Extrem de dificil, eu ne pricepându-mă la subiectul ăsta, dar așa îmi pare. Nimeni nu se pricepe. Nimeni nu se pricepe la subiectul ăsta. Dar o judecată istorică va rămâne, dincolo de priceperea sau nepriceperea noastră. Și ai spus mai devreme un lucru interesant, că noi suntem cei care trebuie să încurajăm biserica cu puțină încredere. Și eu vin din sens invers și te întreb, situndu-mă pe altă falie, poate nu e tocmai drept, dar oamenii se uită sigur și la asta. Mai nu trece ziua să vedem un dosar penal, o anchetă, care pune diversi cap bisericești sau diversi prelați la mari semne de întrebare. În fiecare zi, fiecare dintre noi vede mașinile alea mari și luxoase. În fiecare sărbătoare, fiecare dintre noi vede obiceiul în care se duc niște bani de nu știm care către biserică. Ajung oamenii în cele mai crunte momente ale lor la biserică și iarăși apar dificultăți cu banii, ca și mă exprim blând aici. Și atunci, unde să caut eu, Alexandru Mine, resortul să-i mai dau puțină încredere după ce toată viața asta am văzut astea? Am un răspuns și mulțumesc că ați amintit aceste aspecte pe care le observ și eu. Răspunsul meu este că trebuie să discernem, eu cel puțin fac asta, între lucrurile spirituale, duhovnicești, și lucrurile lumești. Să ne așteptăm până la urmă ca între oameni să fie altfel decât este? Ne așteptăm ca între oameni lucrurile să nu fie jmecherii, să nu fie politizate? Nu, oamenii așa sunt. Eu merg la biserică pentru lucrurile spiritului. Ăsta este și motivul pentru care dau bani la biserică, pentru că mi se pare că primesc ceva înapoi. Și de fiecare dată ceea ce caut și am căutat, am primit. Okay. Și nu toți oamenii din biserică au fost așa. Știți, problema generalizării, așa cum o văd eu, este foarte simplă și o văd și în contextul Macarena. Tot ce trebuie să faci este să spui că tu nu generalizezi. După care poți să continui cu generalizarea. Da, mulțumesc tare mult, accept răspunsul tău. Dar și eu aștept mai mult, să știi, de partea cealaltă. Și constat cu bucurie că sunt preoți cu har astăzi în România, care vorbesc, slujesc și mai ales muncesc. Iar pe ea care muncesc ajută copii, ajută săraci, construiesc spitale, fac așezăminte pentru mame care sunt bătute, cresc copiii care au rămas pe drumuri, adună porții de mâncare și fac măcar un om să zâmbească o dată pe zi, primiți toate îmbrățișările mele. Și îmi pare tare bine că preoții aceia ies la lumină. Însă, în biserica noastră, între oamenii ei, este destul întuneric. Ori eu nu văd de la înalții prelați români, cei doi pe care i-am judecat astăzi, că tare ar vrea ei să dea deoparte întunericul. Ia faceți-mi niște gesturi din astea, în loc de suit pe cisternă sau pe turlă, dați deoparte întunericul de pe faptele alea. Sau e destul de greu acolo să mai faci chestiunea asta? Prieteni, asta e România în direct de astăzi. Luni la prânz ne auzim cu Alex Dima. Vorbim despre sistemul sanitar din România și investiții în spitalele noastre, mai ales că anul acesta ar trebui să intre cei mai mulți bani din istoria noastră în sănătate. E un fel de, iarăși, de zero. Dar, de fapt, cum arată spitalele astea? Sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.